Mașina de jandarmi oprită fix în stație. S-a oprit să-și ia mâncare. Și creează pericole pentru călători, pentru pietoni, că ocupă întreg trotuarul sau aproape întreg, pe lângă gara de nord. Cum să fi numit strada asta? Erau și pe contrasens. Orice alt șofer pentru așa aroganță ar fi amendat. Credeți că se ia cineva de jandarmi? Numai să nu fac un accident acum, în grabă de emoții, poftă mare.